Pentru prima dată după aproximativ un deceniu, România a aliniat o ștafetă masculină în proba de 4 x 100 metri liber, o parte din pregătirile acesteia desfășurându-se la bazinul olimpic din Bacău. Din ștafetă făcea parte și liderul natației românești la această oră, Norbert Trandafir, de la Știința Municipal Bacău, care asigura ultimul schimb. De asemenea, primul schimb era asigurat de Marius Radu, un sportiv care de jumătate de an se pregătea tot la Bacău, sub conducerea profesorului Ovidiu Galeru, acesta conducând delegația României în Germania. În ciuda tuturor așteptărilor, ștafeta României nu s-a calificat în finala competiției pentru simplul motiv că n-a mai terminat cursa, fiind descalificată din cauza unui schimb anticipat. Astfel, rămânem cu speranța unei comportări foarte bune în probele individuale de liber, Norbert Trandafir abordând proba de 100 metri pe 23 august, iar proba de 50 metri 2 zile mai târziu.